are probleme la mână, s-a accidentat. Și nu pute să nu pute să și ia trimitere. Uite, vei cu arată mâna ei. Da, trebuie să meargă să facă un film. Și cum vi se pare, doamnă, iată, nu aveți curent la dispensarul din localitate? Ar trebui să întrebăm pe domnul primar. Să vedem ce justificare ne dă. Pentru că clădirea este a primăriei. Am înțeles că domn doctor a plătit. De ce nu distribuim mai departe banii? Ar trebui să dea o explicație, nu mie, nu ei, la toată comuna și la toți cetățenii. Acuzații grave se îndreaptă către reprezentanții primăriei Tormac, asta după ce medicul primar Petru Covaci spune că primarul localității Marius Lazăr nu ar fi plătit intenționat factura către furnizorul de energie electrică. Motivul acestui război mocnit, spune Petru Covaci, ar fi lupta politică. Medicul fiind contracandidatul liberalului Marius Lazăr la funcția de primar din partea Partidului Social Democrat. Din păcate, ne întâlnim în situația asta mai puțin fericită, în care primăria nu a plătit factura către PPE și angajații respectiv au considerat în această situație să sisteze furnizarea curentului electric. Pare o situație hilară, dar în acest moment nu putem funcționa ca cabinet medical. De cât timp nu aveți curent electric? De două zile. De două zile s-a asistat furnizarea și acum, astăzi, deoarece am pe listă un număr relativ mare, adică aproape toți pacienții sunt înscriși la mine, fiind singurul medic din comună, a trebuit să furnizez serviciile și mai ales eliberarea rețetelor. Am rugat un vecin, pe domnul Ciarchi Caru, fost primar al comunei, să ne ajute cu niște curent electric și de la dânsul, fiindcă locuiește alături, să ne dea curent. Astfel am reușit jumătate de zi să funcționăm și probabil și de mâine încolo tot așa. Probabil din cauza apartenenței la un, mai exact la PSD, iar domnul primar este de la PNL și probabil nu există înțelegerea necesară ca să mă sprijine să desfășor această activitate care în mod normal ar trebui făcută în folosul comunității și nu privită ca un element personal. Dar ați încercat să vorbiți cu reprezentanții primăriei, să le explicați prin ceea ce creșteți faptul că în 2024 nu aveți curent electric aici la dispensar. Poate sunt oameni în acest moment care au mare nevoie de dumneavoastră, de intervenția dumneavoastră, de un consult. Da, eu m-am interesat la primărie de ce nu avem curent, menționând necesitatea acestui fapt, că fără curent nu se poate desfășura nimic, fiindcă este întuneric, calculatoarele nu merg. Mi s-a zis că o să se vadă ce s-a întâmplat și eventual în zilele viitoare o să fiu ajutat. Acum, din câte am înțeles, factura este plătită, dar din păcate încă curent nu avem. Unii cetățeni se simt carne de tun în această luptă electorală. Așa cred că aici sunt unele interese politice la mijloc ca să facă rău, nu nouă, domnului doctor care candidează la primăria comunei în viitoarele alegeri. Primarul comunei Tormac, Marius Lazăr, neagă toate acuzațiile. Ba mai mult, acesta spune că s-a interesat direct de această problemă. Doamna contabil, deci exclus război politic legat de pacienți ca să tai eu curentul la dispensar. Nu, exclus așa ceva. Doamna contabilă spune că a omis ca să plătească. N-a văzut-o în SEAP, în e-factura sau în ce pun ei facturile și a întârziat plata. Ceva de genul, da? Exclus ca să fie intenționat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, situația e în felul următor. Dânsul are închiriat cabinetul de 15 sau 20 de ani. Primăria îi plătește curentul, ceea ce n-ar trebui să se întâmple așa ceva. Ei ne plătesc 800 de lei chiria, ceva de genul ăsta pe lună, da? Conform unei evaluări care au fost făcute. Adică n-am făcut eu, s-a făcut expertiză cât este chiria medie pe lună și atât au ieșit, este hotărâre de Consiliu și așa mai departe, în condițiile în care noi plătim pentru cabinet 2000 de lei curentul pe lună în medie.
Înțelegeți? Deci dânsul, fiind de 15-20 de ani, ar fi trebuit ca să-și treacă curentul pe numele lui. Domnul doctor nu a făcut, nu a avut bunăvoința să-mi dea măcar un telefon și să-mi spună: măi primare, s-a tăiat curentul, noi avem generatori, am fi pus generator de urgență, în secunda următoare ar fi pornit curentul. Eu când am aflat de situație, adică astăzi, l-am sunat pe domnul doctor, a fost în jurul orei 11, cam așa, au zis că dânsul stă până la ora 1, dar deja direcționase toți pacienții de acolo că primarul i-a tăiat curentul. Deci mâine dimineață la ora prima oră vă punem generatorul, noi curentul l-am plătit azi, factura este plătită, doar că o să dureze o zi, două până-i dă drumul. Dar asta nu înseamnă că dânsul nu poate funcționa, noi dimineață la prima oră are curent. Între timp, mai mulți pacienți au bătut două zile la rând drumul până la dispensar și au plecat așa cum au venit, spun aceștia.